O, Doamne, să mai văd asta. Să-l văd frumos și plin de spectator. Mai plângi, mai revii și deja treci și viața începută. De aproape 30 de ani nu s-a făcut mai nimic pentru salvarea cinematografelor românești. Ministrul Culturii însă are planuri mari pentru schimbarea acestei realități în bine. Astăzi în România, eu cred că noi suntem lumea civilizată și trebuie să existe un mod prin care să reușim să avem săli de cinema, să avem o cinematecă aici în care miroase mai frumos decât în aceasta, să avem un CNC care este reorganizat și care poate să funcționeze la standardele necesare. Salvarea industriei cinematografice vine din Franța, țară cu care autoritățile române au încheiat un parteneriat în domeniul cinematografiei. Cinematografia în momentul de față este un sistem și sperăm să găsim suficienți aliați în așa fel încât șantierul acestui sistem, un șantier greu, complex și extrem de laborios, să poată să ajungă să facă câțiva pași importanți înainte până la sfârșitul acestui an. Arhiva de filme are un potențial de informație, de un potențial cultural de aur pe care în momentul de față nu îl exploatăm. Înstrăinate, ruinate sau pur și simplu uitate, sălile de cinema sunt mai mult decât o poveste fără happy end. Modul în care unul câte unul, sute de cinematografe sunt vândute, închiriate sau transformate în magazine, săli de jocuri sau restaurante, nu mai miră pe nimeni. Dincolo de toate problemele cu care se confruntă acest domeniu greu încercat în ultimele decenii, filmul românesc câștigă trofee pe bandă rulantă. La cea de-a 69-a ediție a festivalului de la Cannes, regizorul Cristian Mungiu a câștigat premiu pentru regie pentru lungmetrajul Bacalaureat. Stai liniștit că le prind acum. Domn doctor! Voi să vorbesc cu Eliza și nu mă răspunde la telefon.